Grea alegere pentru Dulca, e campion cu Rapid, iar fiul său a ajuns la FCSB. Cristi Dulca a luat titlul în Giulești cu Lucescu, Pancu și Șumudică. Fiul său Marco a ajuns la FCSB și se bate la titlul cu Rapidul. Rapidistul Cristi Dulca ce alege? Să câștige Rapidul campionatul sau FCSB-ul? Da, mă aștept la antrenor, nu vreau să răspund. Dulca e selecționerul fetelor și se luptă pentru calificarea la mondial. Cred că ar fi o premieră pentru Europa de Est. Dacă e să alegeți o jucătoare de fotbal din echipa națională, care ar face față în Liga 1, care ar fi? Sunt mai multe și n-aș vrea să dau nume pentru că s-ar supăra celălalt.